Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Două subiecte pe ordinea de zi, ambele vor fi dezbătute cu consilierul local al Partidului Poporului Dan Diaconescu, Silviu Roșioru. Te salut, Silviu. Bună seara și vă mulțumesc de invitație și salut pe această cale și telespectatorii buzoieni. Bun, prima parte a emisiunii o vom dedica cartierului Orizont. Am mai discutat săptămâna trecută sau și săptămâna trecută după alte emisiuni. Avem lucruri noi în această emisiune legată de acest cartier, în sensul în care Silviu Roșioru, reprezentantul Partidului Poporu, va explica în această seară, în direct aici la noi la Campus TV, votul dat săptămâna trecută în ședința Consiliului Local, un vot destul de discutat, destul de controversat din mai multe puncte de vedere. Pe de-o parte, pentru că, din câte înțeleg eu, în două ședințe anterioare, cei de la PPDD au votat împotriva acestui proiect, săptămâna trecută au votat pentru și în aceste condiții, din punctul meu și din punctul de vedere și al altora, banii buzoienilor, banii publici, se vor scurge în continuare spre acest cartier privat, considerat de unii când au interes, inclusiv ca fiind un cartier privat. Nu va fi o ipostază, cred, destul de deloc ușoară pentru tine, Silviu, cred, în această emisiune. Rămâne să vedem care vor fi argumentele pe care le vei prezenta în sprijinul deciziei pe care voi, consilierii PPDD, ați luat-o săptămâna trecută. Decizie care a înclinat balanța în Consiliul Local pentru trecerea acestui proiect. Încep cu un lucru ce ține oarecum așa de prezența publică a voastră de la PPDD. Mi-aduc aminte, anul trecut în campanie electorală sau și înainte de campanie electorală aveați un slogan al vostru cu jos ciocoi. Din punctul ăsta de vedere, da. Unul dintre ciocoii trecuți și declarați abitir de voi de la PPDD era chiar Ionel Gagu, șeful, directorul firmei Concas, cel care a ridicat acest cartier Orizont. Mi-aduc aminte de multe declarații ale șefului PPDD Buzău, Eduard Dumitrașcu, împotriva numitului ciocoi Ionel Gagu. Iată, de data asta, chiar voi de la PPDD ați votat pentru, în favoarea unui proiect al domnului Gagu de la firma Concas. Cum se explică această schimbare? Sloganul rămâne același, jos ciocoi, și așa vom face și de aici încolo. Nu se pune problema că noi facem partipiriuri cu știu eu, cu jocurile de interese a unor și altora. Dar de la ceea ce ați spus dumneavoastră și până la a lua o hotărâre din punctul nostru de vedere corectă, este o diferență foarte mare. Nu are nimic de a face ceea ce am făcut noi în campanie cu ceea ce s-a întâmplat în ședința de în luna octombrie. Este adevărat că în două ședințe noi ne-am abținut. Ne-am abținut și în ședința din septembrie și când a mai fost expusă, mi se pare că în luna august. Bun, abținere care contează ca și vot contra. Da, vot contra la trecerea acestui proiect. De ce v-ați abținut sau ați votat este contra normal, atunci? Este normal, pentru că eu cel puțin, fiind în Comisia de Patrimoniu, nu aveam suficiente informații la contractul făcut în participațiune între societatea Concas și Primăria Buzău, contract, ca să știe și telespectatorii, făcut în anul 2005, octombrie 2005. Acest contract nu a fost făcut acum. Referitor la abținerea noastră din septembrie, motivez că am deci fost două abțineri consecutive. Da. Am fost plecat în America în luna septembrie, plecat pe 7 septembrie, întors pe 26. În probleme personale Nu ai fost la ședință? Nu, am fost la ședință cu 3 zile înainte m-am întors în țară neavând timp pentru studierea acestui contract.
Bun, asta o dată, dar a doua oară? Nu, a doua oară am spus. A doua oară în septembrie. Și pe urmă, urmând luna lui octombrie, să se introducă din nou pe convocator și pe ordinea de zi din ședință. Domnul Rușeru, că înțeleg că de două ori s-a pus pe ordinea de zi. Da, prima dată a fost în America, da? Da, odată am fost în prima și prima dată nu studiasem acest contract. Am studiat din contract, iar în luna septembrie, a doua oară, nu am avut timp pentru a cere explicații societăților de gaz. Dar și colegii dumneavoastră au votat tot împotrivă de două ori. Este normal să ne punem de acord. Este normal. Nu, pentru că eu sunt la Comisia de Patrimoniu, iar ei sunt la alte comisii, sociale, de învățământ, cultură. Noi suntem împărțiți. Deci asta ar fi explicația dumneavoastră de ce de două ori ați votat împotrivă și a trei ori ați votat împotrivă. Ne-am abținut și pe urmă am avut timp să studiem. Să nu credeți că noi votăm acolo cu ochii închiși sau înainte de a lua o hotărâre și a da un vot, trebuie să ne gândim foarte bine și să studiem foarte bine actele și ceea ce stă în spatele acestei hotărâri. Păi, noi în spatele acestei hotărâri Ciocoiu Gagu. Ce treabă are Ciocoiu Gagu cu această hotărâre? Ce înseamnă că Gagu este domnul Roșior, face rău orice, aici, absolut restul orice. Cartierului da. E construit de firma domnului Gagu, acest cartier. Da, domnule, este construit, este printr-un contract, v-am spus, făcut în 2005 între societatea Concas și primăria Buzău. Societatea a avut anumite atribuțiuni, primăria anumite atribuțiuni. A ieșit un cartier care îl vedeți, este un cartier modern, ceea ce și-a luat angajamentul societatea s-a finalizat, ceea ce și-a luat angajament primăria s-a făcut. Domnul Roșioru, este vorba și de o afacere privată. Aici afacerea domnului Gagu, care construiește locuință pe terenul primăriei cu... Dar nu este treaba, nu este treaba noastră hotărârea care s-a luat. Utilitățile plătite de primărie și el vinde apoi cu, nu știu, zeci de mii de euro aceste case și apartamente. Haideți să-i facem pe cetățenii orașului și pe locuitorii municipiului Buzău, care sunt plătitori de taxe și ei contribuie la bugetul local, să-i facem să înțeleagă ce a fost această hotărâre din 31 octombrie. Eu sunt foarte mulțumit de dezbaterile care au fost în ultima vreme pe acest subiect, dacă s-ar face cu toate hotărârele de luate în Consiliul Local. Domnul Roșioru, dar credeți că buzoienii... Vă spun eu ce se întâmplă. Aici s-a pus o mare miză pe acest proiect de hotărâre, pentru că este implicat un prosper oameni de afaceri și știți că pe lângă un prosper om de afaceri, că le-a făcut cum le-a făcut, nu mă interesează, nu este treaba mea. Că le-a făcut bune, că le-a făcut rele. Noi când le-a făcut rele am spus jos Ciocoi, l-am criticat, îl criticăm în continuare, nu avem nicio înțelegere cu acest om. În momentul când greșește, imediat noi suntem primii. Din funcția de consilier local, da? Buzoienii care v-au ales în această funcție. Sigur că da, segmentul acesta... Credeți că buzoienii ăștia care v-au votat pe dumneavoastră sunt de acord ca din bani publici să se plătească investiția? Este cazul lucrurile. Eu sunt oricând dispus să explic buzoienilor și celor care ne-au votat ce stă în spatele acestui proiect de hotărâre și punctual. O să vă citesc și dumneavoastră, nu, o să-i lămuresc și să citesc. Prin studiu. Ați vorbit cu cetățenii municipiului Buzău? Sigur dacă că sunt da, de acord, au fost nemulțumiți, au venit chiar din partidul nostru, membrii, să dăm explicație acestei hotărâre, pentru că ei au luat de bună ce au spus anumite anumiți oameni din mass media, anumite publicații, nu toate. Am fost și felicitați de ziariști. Am fost prin decizia care am luat-o și ce ziariști v-au felicitat pentru decizia asta de a vota pentru scurgerea banilor publici în cartierul Orizont?
Păi și dumneavoastră, după emisiune. Nu, ați zis, doamne, ești eu... Domnul Roșioru, data trecută. O întrebare de baraj. N-ați șeful dumneavoastră de partid. Șeful dumneavoastră de partid. Da. Eduard Dumitrașcu, da? Da. Care toată ziua, bună ziua, cerut... venea pe aici și pe la masă, da, asta da, da. Împotriva Mi-a cerut explicații, i-le-am dat, mi-au cerut și cei de la București, am fost... El e de acord că ați votat pentru acest proiect? În primă fază, văzând presiunea dintr-un anumit segment din mass media, automat că fiind președinte mi-a cerut explicații și nu numai el și ceilalți colegi pe linie ierarhică, inclusiv de la București. Așa, și n-au un junghi când ați votat pe aici, nu au de ce, pentru că eu le-am explicat exact cum stau lucrurile și așa am văzut eu lucrurile. Eu răspund de ceea ce fac. Dacă am făcut ceva, le-am spus să mi se ridice sprijinul politic și a fost imediat. Discuții, să înțeleg, contundente nu, în partid, nu. După decizia prin, asta? Prin citirea hotărârii, expunerii de motive, raportul, tot ce stă la baza acestei hotărâri care s-a luat în ședința din 31, oricine ar fi și cel mai mare dușman al lui Gagu, nu avea, sau al primăriei, sau al cui, n-avea cum să voteze altfel. N-avea decât să voteze pentru acest cartier. V-am spus, noi, consilierii pe PDD, nu facem parte de nicio înțelegere. Noi suntem un partid tânăr, un partid la început. Gândiți-vă că până în din 90, 92, 93, aceste partide care au o vechime, dacă le luăm în istorie, tot timpul au fost partenere. Noi nu suntem parteneri cu nimeni și nici n-am făcut parteneriat cu niciun partid. A fost și PSD-ul la putere, și PNL-ul, și PDL-ul. În 2005, când s-a făcut acest contract, s-a făcut cu acordul a 8 consilieri PDL, PSD, PNL. Ce vină avem noi acum că noi am votat pentru cetățenii orașului? Colegii dumneavoastră de la PDL, domnul Roșioru, au votat împotriva acestui proiect. Așa au considerat dânsii. Noi nu putem să... Nu suntem nici pentru, nici împotrivă. Este părerea lor. Așa au văzut lucrurile. Noi am văzut... Clar, pentru locuitorii din acel cartier... Lor nu li s-a părut corect acest proiect. Și este problema lor. Eu am argumente clare și vreau să vi le spun în această emisiune, să înțeleagă și locuitorii orașului nostru cum au stat lucrurile și care a fost motivul nostru. Sunt motivele pentru care dumneavoastră ați votat ca miliarde din banii buzoienilor să scurgă din nou în acest Nu denaturați această hotărâre. În această hotărâre nu este vorba de miliarde. Este prost înțeleasă. V-am spus că în jurul oamenilor de afaceri prosperi apar speculații tot timpul. Și tot timpul se jonglează aruncând în față oameni și consilieri care unii cred că sunt ușor de manipulat. Consilierii pe PDD nu poate să-i manipuleze nimeni, nu poate să-i corupă nimeni și nu are motive de ce să fie corupți. S-au făcut niște speculații. Se fac speculații pentru că oamenii care au făcut speculații gândesc prin prisma și prin modul lor de a fi. Noi nu suntem în această ipostază. Cine a făcut speculații a făcut clar ce ar fi făcut ei în locul nostru. Iar eu, pentru cetățenii orașului, o să vă explic. Punctul 6. Clar. Exact hotărârea care s-a luat și s-a supus la vot. Proiect de hotărâre privind transferul terenului situat în municipiul Buzău cu numărul cadastral 63.330 din proprietatea privată a municipiului Buzău, deci este al municipiului Buzău, în proprietate publică a municipiului Buzău. Până aici
Ce vedeți dumneavoastră? Bani, sume, nenorocit. Păi, nu e nicio sumă, dar... Osu, pe urmă, e consecutivă, venim. Domnul. O, da, și imediat. Și acum venim. Venim și vă spunem. Terenul în suprafață de 5421, situat în intravilanul municipiului Buzău, înscris în cartea funciară, cu numărul cadastral, face parte din domeniul privat al municipiului Buzău, în baza hotărârii, Consiliul Local Buzău și așa mai departe. Acest teren a făcut obiectul contractului de asociere în participațiune cu societatea comercială Concas S.A. Buzău, cu numărul 16.064/5113 din 5 octombrie 2005. Țineți minte, da. Atunci s-a făcut. Atunci în vederea realizării, da? Da, în vederea realizării obiectivului de investiții, ansamblu de locuințe proprietate privată în cartierul Orizont din municipiul Buzău. Prin contractul de asociere s-a prevăzut obligația societății comerciale Concas S.A. Buzău să execute rețele tehnico-edilitare subterane aferente ansamblului de locuințe, apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, rețele de termoficare, care vor fi predate în mod gratuit municipalității Buzău la finalizarea acestor lucrări. Prin acest contract, municipiul Buzău s-a obligat să realizeze pe acest teren partea carosabilă a drumurilor publice, alee de acces, trotuare și spații verzi. Deci este clar, Concasul a făcut aceste lucrări, primăria a pus la dispoziție terenul și s-a făcut aleile care fac parte din domeniul public. Bun, așa. Și vă întreb, domnul Roșioru. O secundă. De ce să plătim noi buzoienii, da? Asfaltarea, aleile, stați o secundă, că nu este, astea s-au făcut, domnul Tereacă. Deci, încă o dată să înțelegeți, până la punctul ăsta, astea s-au finalizat. Le vedeți acolo, le făcute. Acolo. Ce vină am eu și consilierii pe PDD, ce s-a făcut în 2005? Ăla este contractul din 2005 făcut în octombrie. Dumneavoastră acum, domnul Roșioru, și colegii dumneavoastră, da? Dacă rău a început în 2005, bun, da, putea să-l stopați acum, stați în 2013. Stați o secundă, stați că n-am terminat. Haideți să nu-i ducem pe oameni și să nu-i fragmentăm. Să vedeți ce se întâmplă. Prin adresa numărul 3727, societatea comercială Concas S.A. ne face cunoscut că a executat rețele de tehnico-edilitare la care s-a obligat prin contract și, în consecință, propune transferului în suprafață de 5.000 de metri din proprietate privată a municipiului în proprietate publică a municipiului. Refuzul de transfer a acestui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului are drept consecință nebranșarea blocurilor de locuințe și la rețelele de gaze naturale și electrice, precum și nepredarea la termen a apartamentelor către beneficiari. Da. Oamenii trebuie să înțeleagă că acele apartamente au fost vândute în mare parte, acolo sunt familii din municipiul Buzău care unii au făcut credite, unii și-au vândut alte apartamente, au mai pus bani sau n-au mai pus și au cumpărat apartamente la acele, în acele locuințe. Oamenii aceștia care au cumpărat și care locuiesc în cartierul Orizont, nu au oamenii ăștia, oameni buni, nu au nicio vină de această, de această înțelegere și de acest... Sunt de acord cu noastră, domnul Roșioru. Oamenii respectivi care au cumpărat apartamente n-au nicio vină. Dar nici buzoienii n-au nicio vină, că trebuie să plătească ei pentru... Față de cele mai sus... Cartierul ăsta. Așa. Propunem transferul de teren din proprietate privată a municipiului Buzău în conformitate cu prevederile legal. Articolul 8, 1 și 2 din legea numărul 213. Sunt legi, domnule. Dumneavoastră, nu putem. Credeți că asta cu gazele... Da, o secundă. Acum vin și vă arat. Iată răspunsul de la Distrigaz. Și spun prin adresa reiese că terenul pe care urmează a se amplasa conducta și branșamentul de gaze naturale care vor alimenta blocurile din localitatea Buzău, Unirii,
cartier Orizont este un teren privat, motiv pentru care ne menține în solicitarea de a ne prezenta convenția de uși servitute. Convenția se va încheia cu proprietarul terenului, municipiul Buzău, cu mențiunea că în prealabil este necesară o hotărâre a Consiliului Local, aceasta de care vorbim, acest proiect care s-a expus, domnul Roșu, cred că hârtia asta prin care se aprobă grevarea de sarcină acestuia și să se mandateze persoana care va semna convenția. Facem precizarea că în lipsa acestor acte societatea noastră nu poate finaliza procedura de acces la sistemul de distribuție gaze naturale. Adică ce vor să spună? Că pe teren privat nu se putea face... Există o lege care nu permite investițiile și lucrările pe teren privat. Este lege, trebuie studiată. Domnul Roșoru, păi sunt în București, cartiere privată. Ăia, dar în București, în cartierele private, n-au gaze, vreți să spuneți? Nu, au gaze, toată lumea. Păi și Orizontul, cartierul Orizont, dar unde fac lucrările. Lucrările, să fie clar, societățile de electricitate, de gaze naturale, le fac pe banii lor. Dumneavoastră înghițiți găluși casa cu gazele, credeți că e un motiv adevărat? Și atunci eu sunt babă ghicitoare, eu sunt mama omida, să știu eu ce se ascunde în acest... De unde să știm noi ce sunt niște presupuneri al mass media. Păi este o presupunere... Asta. Vezi, doamne, trebuie să trec terenul că... Este o presupunere. Noi nu mergem în ședința de Consiliu Local, noi consilieri nu mergem pe presupuneri. Ce presupune unul și altul și ce cred după ureche. Eu zic că e o găselniță asta, domnul Roșioru, cu nu mai este gazele, problema, da? Noastră, este problema Curții de Conturi. Dacă sunt găselnițe, dacă se fac lucruri mârșăvii în urma acestei hotărâri, nu mai este problema consilierilor PPDD, este problema Curții de Conturi, a DNA-ului, a parchetului, care își vor face cu siguranță datoria. Nu noi suntem de vină pentru acest. Eu v-am citit clar cum a sunat acest proiect de hotărâre, care sunt motivele, acei locuitori care au cumpărat acolo prin credite sau cum au obținut aceste locuințe. Domnul Roșu, știți câți bani a investit până acum primăria municipiului Buzău în cartierul Orizont? Nu este... Câteva zeci de miliarde. A investit primăria municipiului Buzău în cartierul domnului Gagu. Decizia care ați luat-o dumneavoastră, haideți să înțelegem. Dați undă verde primăriei să investească alte miliarde în acest cartier. Domnul Tereacă, stimați telespectatori, și până în 89, că după 89 rar s-a mai construit cartiere, până în 89, când se preda un cartier, cum a fost și Dorobanți, și Broșteni, și Microtrei, se predau cu alei asfaltate, cu spații verzi, blocurile terminate. Același lucru se întâmplă și acum cu cartierul Orizont. Ale statului, nu investiții private, cum e cartierul Orizont. Dar aici nu este vorba de o investiție privată. Este un contract de participațiune și un contract făcut între primărie și o societate privată. Nu este vina mea ce au făcut cei în 2005. Nu-i mai zăpăciți pe oameni. Avem pe ecran, domnul Roșior, avem pe ecran două imagini sugestive din municipiul Buzău. Da. Odată cartierul Orizont, care arată ca în palmă, ca la biliard de asfaltul de acolo, ca în Elveția. Da. Și pe de altă parte, alte străzi din municipiul Buzău, cu o vechime de zeci de ani mai mare decât a cartierul Orizont, care vedeți dumneavoastră cum arată, domnul Roșioru, cu gropi. Unele n-au văzut asfalt. Haideți să vă spun. Păi de ce în cartierul Orizont să se asfalteze și sub strada Luminii nu se asfalteze? Domnul Tereacă, haideți să dăm răspuns concrete. Pe strada Luminii sau în Dorobanți sau în Broșteni s-a asfaltat acum 30 de ani și nu s-a mai asfaltat niciodată. În cartierul Orizont s-a asfaltat când s-a finalizat acest cartier. Ce vreți? S-a finalizat cartierul și să nu se asfalteze. Pe strada Luminii de ce nu s-a asfaltat niciodată? Dacă primăria și-a luat această obligație în 2005, nu este problema consiliului pe PPDD, domne. Cartierul trebuia finalizat.
trebuia finalizat, cartierul trebuie să aibă... Roșu, primăria... Nu, de ce găsiți dumneavoastră... Stai puțin, prioritar nu era pentru primărie să asfalteze străzile astea? Uite, altă stradă, Primăverii, Rahovei, Viilor, alea nu erau prioritar să fie asfaltate câtă vreme? Cartierul Orizont are câțiva ani, da, de când există, cred că din 2007, dacă și străzile alea sunt de zeci de ani. Dacă la, primăria nu are obligația să le asfalteze și pe alea? Ba da, domnule, dacă în Orizont se asfalta de două ori, eram cu totul de nemulțumit. Păi acolo nu s-a asfaltat niciodată, domnule Rușu. Ba da, s-a asfaltat. Nu, strada Primăverii nu s-a asfaltat niciodată. Strada Primăverii, noi suntem cei mai nemulțumiți de acest lucru, dar nu face obiectul acestui contract de asociere. Pe strada Primăverii, cum și pe strada prelungirea Orizontului, pentru că Orizontul a început să asfalteze și în cartierul Mihai Viteazu și în poștă. Strada Primăverii cu Viilor, Rahovei, zona și celelalte străzi care n-au fost asfaltate, sunt prinse într-un program de reabilitare a străzilor din municipiul Buzău în număr de 65, care va începe în primăvară, se face prin BERD. M-am săturat, sunt la televiziunea asta de 3 ani, prima așa emisiune pe care am făcut-o aici, mi s-a spus că va veni mare asfaltare. Au trecut 3 ani, n-a venit nicio asfaltare. Bun. De ce au fost băgați în față ăștia din cartierul Orizont și nu ăștia care locuiesc de zeci de ani? De ce n-a fost asfaltată strada Democrației? Că mă duc spre casă pe Tareacă, eu v-am spus că contractul ăsta făcut are anumite lacune, are anumite probleme, dar nu este vina noastră. Înțelegeți ce însemna ca primăria și Consiliul Local să nu se țină de promisiune conform. Să dea posibilitate să atace în contigios administrativ, să dea Consiliul Local în judecată, să dea, că noi suntem împotrivă. Pe cine credeți, oameni buni, că pica? Pe consilierii, pe PDD și PDL. Noi și nu toată, trebuie. Și tot Buzău zicea bravo, domnul Roșioru. Bravo dumneavoastră pe PDD. De ce să fie bravo? De ce oamenii ăia nu au nevoie? Știți trebuie... că au sosit la comisie 4 familii tine și au spus: domnul Roșioru, de ce dumneavoastră zice? Domnule, eu n-am fost împotrivă și nu sunt împotrivă. Eu vreau ca banul public să meargă acolo unde este cazul. Dar nu noi răspundem de cheltuirea lui. Noi suntem atenți, ci controlele care se fac din partea Curții de Conturi și a organelor, a instituțiilor abilitate. Asta este prioritatea municipiului Buzău, să bage miliarde în cartierul Orizont, adică domnule, nu să facem locuri de joacă, mie, vă să rog facem eu, domnul, spitale, domnul, să facem trotuare, să asfaltăm gropile, noi băgăm bani în cartierul Orizont. Nu mă intoxicați lumea, spuneți-mi mie din proiectul ăsta de hotărâre ce reiese, câți bani să cheltuie. Dacă dumneavoastră spuneți că noi am votat să cheltuie un ban de aici, de la branșamentul de gaze păi și de el... câteva miliarde bune, ce, dacă nu zeci de miliarde... Ce înseamnă? Veniți cu lucruri concrete, explicați-le la oameni. Domnule, să vă cheltui suma de... Să vă cheltui... Se vor... Nu păi, concret. Eu am venit cu lucruri concrete să le spun domnul oamenilor. Domnul Roșioru, cum s-au cheltuit până la urmă în cartier, până acum în cartierul Orizont 1 zeci de miliarde, sunt, așa se vor cheltui de acum încolo și sunt, pentru cartierul Orizont 2. 3, 4, cine știe cât va mai veni. Puncte mult mai fierbinți care a trecut cu vederea peste ele toată mass media, care au fost de-a lungul ședințelor de Consiliul Local și n-ați dat atâta importanță. Știți de ce dăm atât de mare importanță, domnul Roșioru? Pentru că aici este vorba de foarte mulți bani în cartierul Orizont. Spuneți, domnule, o sumă, că eu nu știu. Păi, eu, fiind consilier, eu am studiat toate aceste acte care le-am cerut și mi s-au pus la dispoziție. Ce să vă cheltui și cum să vă cheltui? Asfaltările, domnul Roșioru, sunt foarte scumpe. N-ați înțeles. În acest proiect de hotărâre, mai spun încă o dată ca oamenii să înțeleagă și vă spun și dumneavoastră, face caz pentru branșarea la utilități ale societăților, District Gaz, Electrica, a acestui cartier. Aceste lucrări le face societățile pe banii lor. Da, dar trebuie să le facă pe un teren
al domeniul public, unde are acces toată lumea. O altă problemă, trecerea în domeniul public are acces oricine. Nu mai are voie să mai fie acele bariere. N-au de ce să mai existe acele bariere. Orice cetățean al orașului, al municipiului sau din țara asta, din lumea asta, are drept să circule pe aceste alei. Da, până una alta, domnul Roșioru, de fiecare dată când echipa Campus TV a mers acolo în cartierul Orizont să filmeze pe domeniul public, a fost luată la nu domeniul public, de... atunci era domeniul privat al municipiului, acum va fi domeniul public și... Avem o intervenție telefonică din partea unui telespectator. Bună seara! Alo, bună seara! Spuneți, vă rog! Am văzut și eu emisiunea noastră. Domnul Teleacă, cum îi permiteți omul ăsta să prostească tot Buzău ăsta, dacă e la PDD, s-a dat cu ciocoi acum. Politicienii ăștia să dau după cum le convin lor. Dacă acolo este un reprezentant al lor în acest cartier și pune barieră și pază acolo și el cu nerușinare vorbește la tot Buzău că acolo e făcută dreptate și pe unde nu e asfaltat, nu e făcută dreptate, domnule. Pentru că e omul lor acolo care pune paznic să nu intre nimeni acolo. Dar ce e acolo, domnule? Moșie publică, ce e acolo? Da. Deci, de dumneavoastră, cred că ori nu ați fost atent până acum, ori n-ați vrut să... N-ați vrut să înțelegeți, dumneavoastră, ce am vrut eu să explic. Nu știu cui, la ce vreți să vă referiți. Eu v-am spus clar că vă rog frumos, domnule, vorbiți civilizat. Un moment, să vorbim pe rând. Vorbiți civilizat, că nu mă ne intimidați. Domnule, mai concret, ce-i reproșați, domnul Roșu? Da. Nu prostești un Buzău. Crezi dumneata că lumea asta e proastă așa, nu? Dar ce? Bine, mulțumim frumos văzut pentru intervenție. Ce a văzut domnul? Bine, mulțumim frumos pentru intervenție. Ce vrea să-mi spună? Păi ce să-mi spună? Dacă am spus că până acum pentru acest proiect. Păi ce vina am eu că acest teren trebuie trecut din proprietate privată a municipiului în proprietate publică? Care este vina? Păi, domnul Roșioru, prin votarea acestui proiect, da? Nu înțelegeți că branșamentele și aceste lucrări nu se fac decât... Dați undă verde celor de la primăria Buzău, da? Să înceapă zilele următoare cu aruncatul din nou a banilor publici în cartierul Orizont. Grație domne, acestui acele, vot pe care l-ați acele dat investiții se fac tot printr-o hotărâre a Consiliului Local. Nu se fac așa de... nu face cheltuielile și investițiile care vor urma, nu poate să se facă pe acest, bun, și dacă pe această hotărâre. Aceasta este limitată, este clar, doar pentru aceste branșamente și aceste utilități. Eu v-am adus adrese, stimate domn, v-am adus motivele, v-am spus exact faptul că dumneavoastră nu știți ce înseamnă un proiect de hotărâre, nu știți ce înseamnă expunerea de motive. Dumneavoastră vă luați după folclor. Noi suntem acolo să studiem aceste acte și îi reprezentăm pe cetățenii orașului. Bun, și eu sunt convins că domnul n-are nimic de a face nici cu lupta împotriva ciocoilor. Sunt ferm convins că ați votat să faceți parte din aia 75% care ați votat USL, care ați votat PSD tot timpul și sunteți un susținător. E opțiunea dânsului, domnul Roșioru. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Să rămână, spuneți, vă rog. Invitatului dumneavoastră. Am ascultat expunerea invitatului și la mintea mea de opinie publică am înțeles că, într-adevăr, ceea ce au votat, eu n-am auzit că e vorba de nici un leu. Titlul dumneavoastră cu PPDD nu mai e contra ciocoile, s-a dat cu ei, mi se pare... că ar trebui să dispară de acolo de sus, pentru că personal am două familii în blocurile din cartier Orizont, două familii tinere care au făcut pe 30 de ani împrumut la bancă să-și cumpere un apartament într-o zonă protejată pentru ei și pentru copiii lor. Și dumneavoastră nu faceți să-l invitați decât pe omul ăsta să explice ce anume a vrut să facă. Eu am înțeles că e vorba doar de
Chebile care trebuiau să ajungă și la ei, să aibă canalizare, iluminat public și ce mai trebuia acolo, și ca atare, și ei plătesc taxe și impozite. Faptul că e considerat cartier zero, taxele și impozitele lor sunt mai mari și ei participă la veniturile acestui municipiu și ca atare nu văd vina consilierilor PPDD, sincer. Bun, doamnă, vis-a-vis de Ciocoi, cei de la PPDD au scornit chestia asta. Nu este, iar domnul Gagu... Noi suntem în partidul fost scornită de voi? Nu că este scornită, este un slogan, l-am folosit în campanie, deci îl vom folosi în continuare, dar nu face... Noi nu putem acum, de dragul de a face o poziție și de, nu putem să nu fim... suntem imparțiali, nu putem să acuzăm... Domnul Roșioru, în campania electorală și înainte, dumneavoastră de la PPDD îl catalogați pe domnul Gagu ca principalul Ciocoi al Buzăului. Așa și este, domnule. Am spus eu că nu este Ciocoi. V-am spus eu că nu este Ciocoi. Este Ciocoi. Și în continuare noi ducem luptă. Dar nu are de-a face acest proiect de hotărâre cu Ciocoi. Amestecăm lucrurile. Păi, el face parte din... Păi blocurile astea, din partea, blocurile astea din, sunt din ale domnului de Gagu. Ciocoi. Ce anume? Blocurile astea, da, sunt ale domnului Gagu și domnul Gagu le vinde și încasează banii, domnul Roșioru. Păi dacă așa e, a fost înțelegerea făcută și contractul ăsta din 2005, ce explic eu până acum, domnule? N-am spus că acest contract s-a făcut în octombrie 2005 și noi nici nu gândeam vreodată că apare Partidul Poporului Dan Diaconescu. Nu v-am spus că tot timpul... Bun, și dumneavoastră sunteți pentru contractul ăsta semnat în 2005? Dumneavoastră, dacă erați consilier... Nu, sunt împotrivă. Da, atunci nu eram de acord. De ce? Nu eram de acord pentru că nu vreau să facă acest cartier. Bun, foarte bun răspunsul dumneavoastră. Așa, doamnă, mai sunteți pe fir? Da, mai sunt pe fir. Probabil că ați văzut și dumneavoastră imaginele care au rulat pe postul nostru puțin. Absolut totul. Așa. Dumneavoastră nu sunteți imparțial. Dumneavoastră sunteți moderator. Moderați emisiunea și lăsați-ne pe noi prostinea să înțelegem care este adevărul. Deci, perfect. Ca moderator, încercați să intoxicați în continuare. Doamnă, eu încerc să prezint o realitate, doamnă. Un moment, că am și eu dreptul ăsta. Da, în municipiul Buzău, ați văzut și dumneavoastră că sunt două categorii de cetățeni. O categorie de cetățeni care trăiesc ca în Elveția, cu asfalt pus de, pe banii lor ai buzoinilor, da? Și cealaltă categorie care trăiesc în mizerie, doamnă. Nu face obiectul emisiunii de acum. Cum nu face? Păi tocmai asta este subiectul emisiunii. Nu, subiectul emisiunii este ce au votat acum, în ultima ședință. Păi asta au votat în ultima ședință. Haideți, domnul, au votat ca un cartier să arate așa cum arată cartierul Orizont și restul muzeului să fie lăsat ca și până acum. Domnul Tereacă, noi n-am votat asta, domnule. Am votat trecerea unui teren din proprietate privată a municipiului în proprietate publică pentru a se face branșamentul. V-am adus și hârtia. Domnul Roșior, și de gaze și după decizia dumneavoastră, se fac pe cheltuiala acestor societăți. După decizia dumneavoastră de trecere a terenului din proprietatea privată în proprietatea publică, da? Vor urma investițiile municipiului Buzău în spații verzi, vă asfalt. Un pic? Așa este. Aceste investiții, ceea ce spuneți dumneavoastră că va urma, se vor face tot printr-o hotărâre de Consiliu Local. Lăsați să vină aceste proiecte în ședințele următoare de Consiliu Local și atunci o să vedeți că PPDD-ul nu va fi de acord cu aceste investiții. De ce nu aveți răbdare? De ce mergeți dumneavoastră cu presupunele? Noi am spus clar pentru ce am făcut acest lucru. Oamenii aia care au făcut credite, oamenii aia care locuiesc, sunt locuitorii municipiului, au dreptul la utilități, ținând cont că această societate au făcut o parte din lucrările care le-au stipulat în acest contract. L-am citit, iar dacă oamenii nu vor să înțeleagă, nu este problema mea. Și eu sunt ferm convins că în cartierul Orizont nu am votat, nu m-au votat, nici nu o să mă voteze, dar asta nu înseamnă să fiu rău și să răspund cu vot negativ și să aduc o răzbunare cuiva de dragul de a aduce. Nici pe Ciocoiu Gagu, nici pe locuitorii de acolo nu face obiectul acestei hotărâri. Da,
Bun, mulțumesc frumos, doamnă, pentru intervenție, chiar dacă n-am fost de acord în această idee. Încă o dată, domnul Roșioru, vă rog să mai priviți o dată imaginile pe care rulează în momentul ăsta pe ecran, da? Da, cu diferența asta de tratament a cetățenilor acestor... Domnul Tereacă, vă mai spun încă o dată, când s-a terminat cartier, hai să luăm un cartier din Buzău, Micro 14. Cum s-a terminat? A fost asfaltat, a fost totul dat la cheie, a fost cu totul pus la punct. Atunci, este clar, nu s-au mai făcut lucrări, au fost peteciri, au fost... Aici s-a terminat un cartier, trebuia făcut asfaltat. Dacă urma la 3 ani să asfalteze din nou, să se facă lucrări după lucrări, atunci vedeam cu alți ochi. Adică nu poți să bagi într-un cartier bani tot timpul pentru a face diferența cu alte cartiere. Vă spun, va urma un proiect de reabilitare la nivel de municipiu din primăvară și o să vedeți că ceea ce s-a făcut pe Colonel Buzoianu, ce s-a făcut în cartierul Poștă, ce s-a făcut și în Similească s-au asfaltat, că s-a făcut bine, că s-a făcut prost, nu este vina noastră a consilierilor. Întâi să se făcut lucrurile astea din Buzău mare, unde locuiesc sute de mii de locuitori întâi și apoi să fie asfaltat. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, așa este. Dar ce să facem dacă acum s-a finalizat acest cartier? Ce să facem? Să-l dărâmăm, să-l ducem și să începem în altă parte o altă nebunie. Păi nu, dar primăria nu trebuia să se bage în așa ceva, câtă vreme altele sunt prioritățile, poate, ale acestui oraș. Astea au fost decizii luate în 2005, nu acum, domnul. Încă o dată spun. Faceți-i pe oameni să înțeleagă că nu este vina noastră a Consiliului pe PDD faptul că am dat voie ca în acel cartier, la blocurile cumpărate de tineri, de oameni, de afaceri, cine le-a cumpărat, să aducă aceste utilități. În felul ăsta vom întinde pelteaua la nesfârșit. S-a făcut Orizont 1, urmează Orizont 2, Orizont 3 și noi buzoienii vom plăti în continuare, da, pentru cartierul Orizont, că nu trebuie să mut acolo oameni și să avem grijă de ei. Stați, dar de noi ești la alții din restul orașului, cine să mai ocupe? Ce face obiectul acestei? Nu face contractul ăsta din 2005? Ce vin au oamenii aia care au cumpărat? De ce vrei să-i nedreptățiți pe oamenii ăștia? Ce aveți cu oamenii ăștia care au vrut să... le-au plăcut să cumpere acolo locuințe? N-am nimic cu oamenii de acolo. Bravo lor, foarte bine. Dar vedeți dumneavoastră că... Și de ce ne găsiți pe noi vinovați? De ce suntem noi vinovați? Pentru că ne-am abținut. Și alții sunt nedreptățiți. De ce suntem noi vinovați? Pentru că am dat posibilitate să aducă aceste utilități. Societățile, pe banii societății respective. Pentru că partenerul care... Concasul... a făcut aceste utilități. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, spuneți, vă rog. Am și o întrebare pentru domnul Silviu Roșioru. Vă rog. Dacă cartierul Orizont beneficiază de aceste fonduri care s-au investit banii publici, aș vrea să știu și eu de ce strada Primăverii, Rahovei, Viilor nu sunt asfaltate. În momentul de față, pe strada Primăverii, un tir a intrat în asfalt. Deci a intrat cu roțile din spate în asfalt. Tot deci timp... nu beneficiem și noi de aceste coloase? Tot timpul am ridicat această problemă și tot timpul și restul consilierilor, tot timpul am spus la fiecare ședință de comisie când se asfaltează Orizont, când s-a Orizont Primăverii, Viilor, acel cartier unde la ploi, la vreme nefavorabilă, se fac adevărate iazuri acolo și adevărate eleșteie. Urmează din ce au promis și din ceea ce au spus și noi punem și facem presiune în continuare să facă aceste lucruri. Dar nu face obiectul acestei proiect de hotărâre. Eu am venit clar să explic oamenilor ce s-a întâmplat cu acest proiect de hotărâre, unde oameni, profesioniști în diversiune, încearcă să arunce cu noroi în consilierii PPDD. Noi nu avem nicio vină că am dat voie să se aducă anumite utilități în acel cartier. Este normal că dacă se vor face, se vor cheltui bani, s-au cheltuit bani, este problema Curții de Conturi și a organelor abilitate. Am spus asta tot timpul și a instituțiilor. Vă rog foarte respectos, da? Să-mi aduceți și fie la cunoștință de ce ați folosit sloganul votează-ne pe noi și ardei pe ciocoi.
sloganul acesta spune destul de clar că nu faceți parte din acești oameni ciocoi. Din câte știu eu și informațiile pe care le dețin în momentul de față, știu că de fiecare dată, în fiecare weekend, sunteți la aceeași masă cu domnul Boșcodeală și dumneavoastră și domnul Eduard Dumitrașcu și ceilalți consilieri. Vă întruniți și stați de vorbă, vedeți ce faceți. Domne, dacă dumneata, te rog frumos, dacă dumneata mi-aduce o probă că eu m-ai văzut la masă cu Boșcodeală, acum sunt telefoane, există posibilități de filmare, de o poză, că foarte ușor este să faci o poză. Te rog eu frumos, adu-o, uitați aici, la campus, la Focus, la alte televiziuni sau în mass media, vă rugăm frumos, puneți această poză unde eu și Constantin Boșcodeală stăm la masă și discutăm probleme. Și vă mai spun ceva, nu văd ce ar fi rău în asta să stai de vorbă cu edilul acestei urbe unde l-au votat 75% din populație. Nu, dumneavoastră l-ați votat. L-au votat 50%. 50% plus 1. Da. În fine, asta contează. Nu este problema mea, dar eu niciodată nu o să stau cu Boșcodeală. Astea sunt tot diversiuni, vedeți, la unde? Să-mi aducă mie o poză că am stat eu cu... Ok, bun. Închidem. Și nu văd ce rău ar fi dacă aș sta. Este normal, suntem colegi în Consiliul Local, poate discutăm o problemă, poate avem polemici, poate avem contre. Ce trebuie să dăm noi acum explicații? Ce facem, cum facem în timpul nostru liber? Asta nu e nicio problemă. Puteți să vă întâlniți să faceți ce vreți din punctul ăsta de vedere. E important să luați deciziile cele mai bune pentru Buzoieni. Asta contează. Bun, închidem aici subiectul legat de cartierul Orizont, cel puțin pentru astăzi. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la un alt subiect. O propunere, din câte înțeleg, a consilierului Silviu Roșioru și a colegilor lui pentru municipiul Buzău, ce vizează închirierea locurilor de parcare. Revenim după publicitate.